Câte colete au aruncat? 50. 50? Polițiștii de frontieră maramureșeni au reținut 4 bărbați care au încercat să introducă ilegal în țară aproximativ 25.000 de pachete de țigări de proveniență ucraineană cu ajutorul unor cai. Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării, iar cei 4 maramureșeni s-au ales cu dosare penale.